Alina, mulțumesc foarte mult. Revenim la informația și la imaginile momentului. Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate. Lucrul acesta foarte interesant se întâmplă la două zile după vizita președintelui chinez Xi Jinping în Rusia. Totul, în timp ce vă spuneam, sunt evoluții extrem de importante pe frontul din Ucraina. Este alături de mine colegul meu, Radu Tudor, analist militar și realizator Antena 3 CNN. Radu, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, Lorena! Mulțumesc pentru invitație! Dacă nu greșesc, cred că în urmă cu aproximativ două săptămâni a fost ultima întâlnire între Vladimir Putin și generalii săi. Atunci a fost convocat acest Consiliu de Securitate al Rusiei după incidentul din regiunea Briansk. Iată că o nouă întâlnire are loc la această oră și, așa cum le spuneam telespectatorilor, momentul este unul, cred că, important. La două zile după ce Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin și a efectuat acea vizită de trei zile la Moscova. Sunt cel puțin două motive pentru care Vladimir Putin ar putea să aibă o discuție importantă cu generalul ilegal și neprovocat pe care l-a declanșat în Ucraina. Prima, rezultatele vizitei președintelui chinez Xi Jinping și eventualul ajutor militar pe care China l-ar putea da invadatorilor ruși. Doi, evoluția din Bahmut și semnele de contraofensivă serioasă pe care Ucraina le pregătește pentru eliberarea teritoriului său invadat de Rusia, loviturile care au fost date spre Crimea, ofensiva de la Bahmut, care din perspectivă rusească merge foarte, foarte greu, și armamentul occidental performant, tancurile Leopard, avioanele din partea Slovaciei și Poloniei, avioanele MiG-29, care ar putea să facă diferența foarte serioasă și care ar putea genera rezultate spectaculoase pentru eliberarea Ucrainei de invazia rusă. Radu, ce-ar putea pregăti așa pe ultima sută de metri președintele Rusiei Vladimir Putin? Cu siguranță informațiile astea sunt în momentul de față în documentele pe care le are, iată, în mapa aceea legat de situația de pe front, pentru a preveni, pentru a contracara această contraofensivă din partea Ucrainei, despre care vorbim deja de câteva zile. Problema cea mai serioasă a lui Putin este proasta planificare și faptul că se bazează pe forțe care au zero pregătire militară pentru război. Vladimir Putin a pregătit acest război bazindu-se în primul rând pe FSB, pe Serviciul Federal de Securitate, care evident nu are atribuții și capacități pentru organizarea și pentru derularea unui război. În al doilea rând se bazează mult pe forțele paramilitare Wagner, care sunt fost pușcăriași și indivizii cu, să spunem, cariere inexistente din punct de vedere militar. Și în al treilea rând, frustrările mari pe care armata le are dotărilor. Am văzut tancuri cu o vechime de 70 de ani trimise pe front. Drept pentru care cred că strategia extrem de proastă a lui Putin se vede în rezultatele acestui război și eu sper ca mai curând decât mai târziu să vedem eșecul total al Rusiei în invazia asupra Ucrainei. Radu, mulțumesc mult pentru toate aceste informații, pentru analiza ta. O să urmărim ce se întâmplă. Așadar, a convocat președintele Rusiei Vladimir Putin Consiliul de Securitate la această oră. Este într-o întâlnire cu generalii săi. Scurtă pauză.